Claudia Ștef, multipla campioană națională și balcanică, a participat la concursul de ștafetă din fața primăriei Craiova. Atleta practică atletismul de la vârsta de 11 ani și își dorește ca sportul care a consacrat-o să fie îndrăgit de cât mai mulți copii. Este foarte important ca părinții să-și îndemne copiii să meargă la sport, în primul și în primul rând că sportul înseamnă sănătate, mai important decât orice. Performanța vine ulterior, performanța vine după ce microbul ți-a intrat în tine, dar mișcarea înseamnă sănătate. Cristiana Cojocaru, o altă atletă de renume care a adus bronzul României la Jocurile Olimpice de Vară de la Los Angeles în 1984, a spus astăzi hai la atletism. Atletismul este unul dintre cele mai importante sporturi care se practică la noi în județ și cred că este important ca atletismul să aibă o zi, deoarece face parte din ABC-ul tuturor sporturilor, este bază pentru fiecare sport. Eu cred că orice copil care pornește spre sport trebuie să pornească spre atletism. Elevii de la școlile din Craiova și Dolj, care iubesc atletismul, au vrut să demonstreze și ei că mișcarea este benefică pentru toți, indiferent de vârstă. Au participat astăzi la ștafetă 39 de echipaje din diferite școli din județ, atât din Craiova, dar și din alte localități. Echipajele sunt formate din 4 elevi. De ce crezi tu că e important să facem un sport? Creștem! Ne dezvoltăm! Și avem mai multă putere. De ce ai venit astăzi aici? Să particip la atletism. Tu practici atletism? Da. De la ce vârstă? De la 9 ani. Și astăzi ai participat la competiție? Da. Și care a fost rezultatul? Locul întâi. De ce crezi tu că e important să facem sport? Pentru sănătate, să arătăm bine și multe alte bonusuri. Și astăzi ați avut și rezultate? Da, am câștigat locul întâi. Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Dolj își propune ca fiecare ramură sportivă să fie sărbătorită printr-o zi specială, în care să aibă loc întreceri între copii, în dorința de a-i convinge pe cât mai mulți să aleagă mișcarea.